10 burse de studiu în valoare de 100.000 de euro pentru tinerii fermieri din România care doresc să asigure continuitatea afacerii de familie și să se specializeze sunt lansate de o mare companie dedicată industriei agricole. Inițiativa face parte din programul Tineri Lider pentru Agricultură al Clubului Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă. Cele 10 burse acoperă integral costurile educaționale, de transport, cazare și masă, valoarea individuală fiind în quantum de 10.000 de euro pentru un an de studiu. Începând de astăzi și până în data de 12 octombrie inclusiv, tinerii din familiile de fermieri care exploatează ferme de până la 400 de hectare au vârsta de până în 35 de ani și au absolvit o facultate sau sunt încă studenți, se pot înscrie în competiție. Toate detaliile le găsiți explicate pe larg dacă intrați pe site-ul nostru agrominustv.ro, unde aveți și alte știri interesante despre starea actuală în care se află industria agricolă.